Bun, am revenit în direct la Jurnalul de Agricultură. Domnule Cioroianu, una dintre principalele, chiar principala victorie a fostului ministru și în general a fostului cabinet Ponta, de care s-a vorbit și chiar ministrul a vorbit ieri aici, a fost reducerea TVA-ului la alimente, deci o reușită în zona fiscalității. A fost acest domeniu prioritar din viziunea noastră pentru Daniel Constantin și, așa cum spuneau și alți comentatori, faptul că s-au înțeles foarte bine atât cu ministrul, cu premierul, cât și cu ministrul finanțelor, a ajutat agricultura să ajungă în acest, să zicem, mod fericit pentru ea, să avem un TVA de 9% și alte facilități fiscale, așa cum vedem și în zona aceasta de cooperative. A fost pentru cei din zona cărnii. Știți bine că cei din zona cărnii, Arcu s-a luptat foarte mult și prin ProAgro, prin Federația ProAgro pentru această măsură să reducă TVA-ul. Însă pentru cei din sfera vegetală și a laptelui mai puțin. Dar pentru... și laptele a scăzut. A scăzut și nu. M-am referit că nu i-a ajutat prea mult pentru că la cei vegetali aveau taxarea inversă. Apoi la cei din zona laptelui, chiar Cojocaru, am fost cu el într-o emisiune, spunea că de la 15 la, nu de la 24 la 9, de la 5 la 9, da, sunt 15% și până recuperează, durează în cât ar trebui dacă e să le dea TVA-ul, diferența de TVA în maxim 2 săptămâni. Acum Dar au scăzut inputurile, avem medicamente au scăzut inputurile în fermă, tot 9%, au scăzut, și așa au liniștit un pic și pe fermierii beneficiarii de lapte. Scăderii au fost consumatorii care au cumpărat cu prețuri mai mici carnea, laptele. Procesatorii spun că beneficiarii au fost supermarketurile, că și-au mărit marja de profit. Da, într-adevăr, că vedeți, hai să recunoaștem că din cele mai vechi timpuri există și încă văd că merge înainte Zicala Ardel pe țăran. Țăranul, în cazul nostru, e agricultorul care produce produse agricole, vegetale și animale. Uitați-vă, cel care paște vaca și mulge vaca, ia cei mai puțin bani, cel care vinde laptele, care îl numai îl preia, îl trage untul din el, îl ambalează, îl duce frumos la hipermarket, ia între 4 și 5 lei pe litru de lapte. Dacă mai scrie că e și ecologic sau că e de capră, se duce mult mai sus. Vă dați seama... Atacați procesatorii de lapte, să înțeleg. Că ei vând. Ei ambalează și vând. Da. Atacăm procesatorii de lapte. Pleacă cu leu de la mine și la el și leu de la... Și să spunem. Și ajunge la supermarket cu 4 lei, 5 lei. Da. Este foarte scump. Hai să spun ce vrem noi. Federația ProAgro a venit cu niște propuneri de măsuri când era ministru Daniel Constantin vis-a-vis de fiscalitate și când a fost și cu reducerea TVA-ului. Noi vrem în primul rând ca fiscalitatea să fie redusă la angajatorii din agricultură. Vedeți, angajatorii din agricultură sunt băgați la oaltă cu ceilalți angajatori din celelalte ramuri, din IT, din comerț, din toate tipurile. Uitați-vă la vecinii noștri unguri și polonezii au redus fiscalitatea la angajatori încât le-a dat șansă, adică le-a dat posibilitatea la angajatori să angajeze mai mulți oameni în agricultură și mai ales tineri. Și guvernul nostru și iată și Ministerul Agriculturii poate să facă această măsură să reducă fiscalitatea. Nu, noi vedeți în alte țări. Eu când am mers în Anglia, englezii spuneau că cu agricultura nu e de glumit și că ei întotdeauna sprijină acest sector care, am spus-o mai devreme, înseamnă a doua siguranță națională. Prima e armată, te apără de dușman și a doua e să ai mâncare. Ori noi ne jucăm cu această agricultură care produce mâncare în sensul că mai bine importăm. Ne-am făcut deja foarte deștepți, sunt firme și sunt destui oameni de afaceri care nu numai că importă, să zicem, carne de vită care se produce puțin sau carne de porc care nu asigură piața. Am văzut că importă și roșii și ceapă și până și sare am văzut că se importă. Să nu mai zic de fasole. De-aia zic că dacă la angajator s-ar reduce fiscalitate, eu am spus-o domnului Ponta când a fost Consiliul Național al PSD-ului, eu nu știu de ce m-au invitat, că eu nu am simpatii de felul ăsta,
Și le-am spus că în agricultură sunt cele mai multe taxe și impozite. Și a zis, cum se poate? Și le-am enumărat și i-am spus că este taxă pe pământ, taxă pe norma de venit, impozit pe profit, impozit pe subvenție. Apoi mai era și taxă pe stâlp. Zic, mai e fumăritul. Nu-i venea să creadă. Stâlp, da. Știți? Și de-aia spun, dacă se reduce fiscalitatea în agricultură, credeți-mă că noi, agricultorii, trăim datorită acestei subvenții, că ea cât e de mică, dar cât de cât vine și ăsta e profitul la noi, la agricultori. Apoi, o altă problemă, o măsură care poate să o ia noul guvern și ministrul agriculturii, ar fi să încurajeze cercetarea agricolă românească. Cercetarea agricolă românească, ea noastră, creează soiuri, tehnologii pentru noi în condițiile noastre de climă aspră, adică iengeroase și versecetoase. Degeaba importăm noi sămânță și tot felul de tehnologii de afară, că atunci când dăm un an de ăsta dificil, ne dă peste cap. Uitați-vă că grâul nostru rezistă la secetă, rezistă la îngheți și dă producții bune, plus să nu mai spun că are destulă proteină, are proteină foarte valoroasă, pe când soiurile străine dau producții foarte bune în anii ploioși sau anii normali, dar nu au atât de bună proteină. Ori Ministerul Agriculturii, chiar ieri a fost la Ministerul Agriculturii, încearcă să ia sub acoperământul lor anumite stațiuni de cercetare și institute. Dar nu le ia cu gândul ca să le ajute, le ia că mai au încă terenuri pe lângă orașe, mai au terenuri care sunt atractive din punct de vedere imobiliar. Nu se poate. De ce nu ajută? De ce nu... Cercetarea, văd că declarația pentru Agile Press de către domnul Achemi Rimescu spune că rămâne un domeniu prioritar. Ce înseamnă că era și până acum, dacă rămâne un domeniu prioritar. Rămâne. Păi dar n-a fost niciodată prioritar. Hai să fim serioși. Niciodată. Nu. Uitați-vă cum se zbat săracii. Nu mai știu ce să facă. Bar acum noul PNDR a băgat și pe ei că sunt eligibili. Sunt pentru a accesa și ei fonduri să-și cumpere cât de cât să se doteze. Dar până acum nici așa nu era. Ei lucrau cu niște tractoare vechi. Prioritar a fost. Asta e. A fost omul care, știți că omul sfințește locul. La mine, la Tellerman, la stațiunea de cercetare. Drăgănești. La Drăgănești. Omul acela a sfințit locul. Dacă nu era omul ăla, se ducea naibii toată. Gândiți-vă ce s-a făcut cu asta pe care a luat-o, cum îi spune Felix Motanu. Pardon de expresie. Băneasa? Băneasa. A distrus-o acolo. A făcut contract de asociere. Eu am văzut acolo că acum vreo, când a fost seceta aia, deci m-am dus după porumb, 1680 de hectare de porumb am trecut până el ca să fac. M-am dus tu mai la Băneasa, am ajuns că aveau niște părâmb până niște parceluțe pe care nu mai aveau nici bani ca să-l facă. Era atunci luase Voiculescu de la agricultură, nu-și dăduse interesul, m-am și le-am curățat terenul. Da, mă. Și întâmplarea face că m-am dus de vreo câteva ori pe acolo, am stat o săptămână și ceva de zile până când am făcut vreo 1000 și ceva de tone de porumb silos. Gândiți-vă că am plecat de la Tellerman la 100 și aproape 50 de km spre ăla ca să fac rost de porumb silos ca să dau la animale. Vă gândiți ce a fost acolo? Vă gândiți că aceeași chestie am apucat-o 2 ani de zile la rând, încât m-a făcut ca să vând vacile. Că am pierdut 2 ani de zile, prin prețul la lapte, pe care mi-a dat Danone în jos. Am pierdut 30 de bani care ne-a dat că sârbul nu a fost în stare ca să obțină banii aceștia în continuare pentru noi, pentru fermieri. Mai m-a dat și seceta 2 ani de zile la rând. Și am pus capac. Apropo de și gândiți-vă, subvenții. Da, cum am zis de cercetări de... Deci duceți-vă să vedeți că este o fermă pe care rezistă prin omul acela. Omul acela a sfințit locul la Tellerman. E bun, e mil de inginerul, Negri. Director Negrile. Da? Negrile. Da? Aceeași chestie, duceți să vedeți o ruină la Băneasa. Acolo era o stațiune dintre astea care era de elită, cu irigații, toate chestiile. Din contră, ce a făcut domnul Voiculescu până oamenii lui sau nu știu ce acolo? A dat la o firmă un contract de asociere în participațiune și a început să distrugă humusul pământului. Știți că humusul pământului se regenerează foarte greu. Nu sunt așa de specialist. Partea organică. Care este atâtic. Da? Ce credeți că a făcut? A făcut pe vreo 100 ceva de hectare sau 200 de hectare contract de asociere în participațiune și a început să pună gazon. Gazonul ăla când se ia de acolo, știți cu ce se ia? Cu pământ. Pământ. Vreau să vă întreb apropo și să mai vă spun o chestie. Lăsați-mă să termin. Vă rog. Că am auzit pe domnul mai devreme că
ar trebui cu subvenții și așa. La o discuție cu... De asta îmi venea să râd din nou când spunea destul de... Apropo de specialiști și de oameni care sunt, care ne reprezintă acolo, la o discuție la Viața Satului, Rădulescu cu Pambucianu la sau... Da, Pambucian. Pambucian, okay. Care este liderul grupul de 18 parlamentari. Dom'le, un idiot mai mare decât ăsta n-am văzut între parlamentari. Nu-l jigniți, păi dacă... nu-l jigniți. Păi stai să vă spun de ce cauză. Mă, tu te duci acolo, ești parlamentar și nu ești documentat. Ce îi spune al lui Rădulescu? Dom'le, dacă să dăm atâtea... Auziți ce a spus? Dacă să punctez. Dacă să dăm atâtea subvenții, nu e mai bine să importăm? Cum poți să spui prostia acolo în direcția de o viață întreagă, o țară întreagă? Bun. Cum poți să spui? Cum poți să spun? Și de aici, repet, un idiot mai mare, cum se spui, mă, tu, să oprim subvenții, să nu dă subvenții, că nu putem să importăm dacă se dă subvenții la fermieri? Domnul, cum se face așa ceva? Domnul Hăbeanu. Și să nu jignesc. Păi dacă mă întâlnesc cu el, nu știu ce, îi dau cu un burger de zăpadă. Domnul Hăbeanu, acum câțiva ani în urmă, m-am întâlnit cu Asociația Producătorilor de Porumb din Franța și spuneau așa, producem, la timpul ăla produseseră 9 tone producția medie de porumb pe hectar în Franța. Și am întrebat, dacă nu ați avea subvenții, ați mai fi profitabil? Zice, nici nu există așa ceva, nu am fi profitabil. Să ne înțelegem, dacă agricultura ar produce la costuri reale și nu ar fi subvenționată, oriunde în lume, oamenii, prețul ar fi așa de mare încât oamenii ar câștiga bani din salariu cât să-și cumpere mâncarea. Atât, nu are și mașini. Atunci toată industria, tot comerțul, e clar că cotizează în sensul până taxe și impozite ca să creeze acest fond de subvenții ca la agricultura să fie subvenționată, să nu se producă la prețuri reale. Pe de altă parte există posibilitatea și sunt zvonuri tot mai certe ca din 2020 să se scoată de tot această subvenție. Și chiar europarlamentarul Alexis Berga spunea aici într-un interviu... Lăsați-mă că a făcut, a făcut cel mai mare rău. Cum să vii cu declarația asta decât... Rebega, e un europarlamentar... Membru în Comisia de Agricultură. Da, membru în Comisia Agricultură ca să fim egal cu francezii și cu ceilalți. Să scoate de tot subvenție. Tot că noi vom rezista și aia nu. Doamne, lăsați-o, că nu-i chiar așa. Hai să învățăm să ne dăm învățăm o seceta în cap sau inundația, nu mai ieșim. Hai să vă mai zic... Fondul mutual, auziți? Apropo. Dar fondul mutual s-a încercat, nu mai zic, că uite, aici a fost un eșec și pentru minister și pentru noi. Dar să revin, că a zis domnul Chivu mai devreme, vis-a-vis de comasarea terenilor și săracul, eu știu cum a făcut, eu am și râs, nu pot să spun aici că... cum s-a făcut CAP-ul, câteodată a făcut-o, cam cu duritate, că nu te înțelegi cu nebunii. Are dreptate, ia să vedeți. Cea mai bună, pentru când începe cadastrarea, Parlamentul României să dea o lege în care să nu se mai respecte amplasamentul. Are ăla 5 hectare, îi dai 5 hectare, da? Nu îi dai în 10 locuri câte 20, dar 10 ar. Altfel nu se poate face. Comasare. Poate să facă așa ceva. Facem apel ca să ne audă cei care pot să, guvernanții și parlamentarii, să se dea o lege înainte, dar începe cadastrarea, asta e pentru comasarea terenului. Că a pomenit el de la tată, păi la noi, să știți, fermițarea proprietății era datorită faptului că avea 5 copii și împărțea în 5. Dacă avea un hectar, avea fiecare câte 2. Dar lucra în continuare. Frate lângă cumnaș și așa mai departe. Dar, cu tehnologia, dar acum când a venit cu împărțeala terenului, cum am spus eu mai devreme, păi stai să iau și eu 8 arii de lucernă, 6 arii de vie, să iau jumătate de ăsta. Cum fac eu? Cum fac schimburile? Haideți să vă spun. În 2500 de hectare, 2700 de hectare care lucram eu, vreo 190 și ceva de hectare, eu dăteam la oameni produse degeaba. Pentru că îi zic, măi, Gheorghe, te muzi mătat de aici, de în locul ăsta? Mă mut, mă, taică. Care înțelegea omul? Era unul și ăsta are bani. Și băi, patrone, nu mă mut, bă, dacă nu mă cinstești. Ce vrei, mă? Dă-mi și mie o țuică. Ia-mi o sticlă de țuică, altul. Dacă nu dai o ladă de bere, nu mă mut. Ia-mi o ladă de bere, altul. Dacă nu-mi discui. I-am discuit, i-am semănat, i-am pus cu sămânță de la mine, i-am dat cu îngrășăminte, i-am dat cu erbicide, i-am recoltat. I l-am dus acasă, nu mai să plece de acolo. Ai văzut, da? Sole, sute de hectare de sole. Aveau la un moment dat de 400 de hectare. 482 de hectare, da? Le-am și acum. Eu am spus și la minister, la lui Constantin și când era acolo la Ministerul de Finanțe, că eu sunt evazionist. Cum sunteți, domnule? Și spuneți așa, da, de ce? Păi eu am mințit că am băgat 280 de kilograme de grâu la hectare, dar în realitate eu am băgat
vreo 260 sau două. De ce? Păi restul am mințit că l-am băgat la mine, că l-am băgat lui Cioroianu. De ce? I l-am dat așa șpagă ca să se mute de acolo, ca să fac eu sol asta. Am mințit că am băgat 80 de litri de motorină, în realitate am băgat 75, că restul i-am făcut lui pe degeaba, ca să se mute de acolo. Știi cineva cum am făcut treaba asta? Nu știe nimeni. Când i-am spus doamna Tatomir de la minister, spunea că eu sunt așa ca să mă audă lumea, că zic, am capacitatea toracică dezvoltată și este aerul cu viteză mare, păi să o fac și din cauza asta. Asta este explicațiunea. O luăm ca la Neancu, înțelegeți? Când a venit la Telenor să explice ceva, aș vrea ca să vă interesați în primăvară, să vă interesați în primăvară și să vedeți înregistrarea care a fost acolo cu discuțiile, că mai avea Putin și era la omor pe acolo, de dat foc. Dacă venea Butonov și mai venea și Constantin, cred că plecau păruiți de acolo. Vă rog de la colegii noastre care au înregistrat acolo sau pe plan local, cereți-le caseta cu ce s-a întâmplat acolo, să vedeți adevărata situație care este în teritoriu. Nu ce spun eu acum sau ce zice, bă, Victor ăsta este un revoluționar, așa este el, ca să știe lumea. Mă știe, n-am nevoie ca să vină de la televizor ca să mă știe lumea, înțelegi? Că n-am nevoie de publicitate. Cred că nu este fermier în Telona sau în România să fie mai controlat decât mine. Vă arăt și înregistrările între dumneavoastră. Și eu am spus, făcea domnul Constantin, domnul Chiu, dar dumneavoastră sunteți numai așa, domnul ministru, ca să evităm chestia asta, să vedeți cum spun, veniți și controlați-mă pe mine. Și la urmă începeți de la mine în jos să controlați. Pe care îi prindeți la pușcărie. Dar la pușcărie să intre și ăștia din aparatul administrativ și de stat, care nu-și fac datoria. Hai să mai zic eu o propunere a noastră care o avem, ca domnul ministru să întărească OIP-le, să înființeze pe produsele, să zicem, care sunt majore. Uite, laptele știe că nu are. A reușit și porcul să facă. Da, vezi că laptele Aprilu, care are 78% din piață, spune că nu are cu cine să facă. Legal, nimeni nu are 15% de prestativitate. Să spună Aprilu! Când lapte ia de afară? Ca să ne controleze pe noi, să spună, bă, nu mai pot să iau. Pentru că, zice, bă, e Cioroană, bă, Chivule. Stai să vă spun. Da? Și nu de Aprilu, iau cei din asociație. Ăla, da? Îl iau. Acum să ne gândim, băi, păi de ce își permite ăștia? Ne-am pus întrebarea, de ce își permite ăștia să dea sub prețul de cost față de... De ce își permite ăștia? Au infrastructură, au băncile în spate, au zeci de ani de zile. Vrei la cei de afară. Pentru că uitați, prețul, primă la export, prețul din Ungaria, vedeam o statistică din Ungaria, spuneau că în acest moment îți puteau aduce în România la poarta fabricii cu 1,37. Pe prețul în lei 1,37 pe kilogramul de... Îl aduc și mai puțin de lapte. Îl aduc și mai puțin. Înainte, aduceau și înainte până când să fie cu cotele de lapte. Păi erau bombe ecologice. S-a întâmplat când au găsit nu știu câte milioane de germeni și au trimis. Aia era bombă ecologică. Mâncai într-o săptămână de ți-l da ficatul. Înțeleg tot de la cei din industrie că vin cu analizele azi, cu buletine tot... Pe hârtie. Auziți? Eu nu mai vreau să mai fiu român. De ce? Da? Nu mai vreau să fiu. Vreau să fiu ungur și vreau să fiu bulgar. Și polonez, poate vreți. Și polonez. Și, bine, și polonez. De ce vreau să fiu ungur? Francez nu vrei. Să fac și eu ce a spus... Acum nu. Cum a zis Orban. În supermarketurile ungurești, 80% mâncare ungurească. Ok. Deci vreau să fiu ungur. Sub aspectul ăsta. Nu altul. Da? Nu Jobbik, nu ăia, nu... Sub aspectul ăsta, da? Înțelegeți asta. Și vreau să fiu bulgar. De ce vreau să fiu bulgar? E vorba de unitate aici. Bulgarii, toți bulgarii, când au fost arși la factura de energie electrică cu 12,5%, au ieșit toți în stradă și au dat jos. Da? Alegeri anticipate... După care, noul Parlament, când a vrut să pună un mogul al presei, cum era Voiculescu, să-l pună șeful serviciilor secrete, au ieșit acolo 3 zile, o săptămână de zile, i-au blocat. Nici și guvernul și parlamentarul s-au blocat. Ați văzut la televizor când au scos pietre din caldarâm? Noi români, când o să facem așa ceva? De asta vreau. Vreau să fiu și ungur, vreau să fiu și bulgar. Dar să fim uniți. Să facem și noi, să spunem, băi, voi ce dracu căutați în Parlament? Dar nu să fim uniți. Eu credeam că trebuie să ne și cu pietre, că n-avem ce să facem, înțelegeți? Asta e stigat la violență. Nu, metaforii vorbim, da? Așa. Să facem ce a făcut ăștia. Să facem chestia asta, pentru că ei sunt puși acolo. Păi bun, asta vă întreb și eu. Și acum altă întrebare. Sunt oameni care au zeci și zeci de milioane afaceri. Zeci și zeci de milioane afaceri. Da? Uite, domnule, acum vă întreb eu pe dumneavoastră.
Ce dracului mai caută el în Parlament? Că nu cred eu că este un așa de bun român să zică că el se sacrifică pentru România. Acolo vreau să vă spun ceva. Am mai trecut și eu pe la Parlament, am văzut. Când discut, când treci pe acolo, numai de afaceri, de Dana, de toate chestiile astea. Unii cu gunoaiele care au făcut pentru ei, nu știu ce, nu știu. Ce să mai spun? La mine, în Telorman, nu se mai mișcă nimic decât că e cineva cu gunoiul de la Constanța, băgat cu Nicușor Constantinescu, cu ăsta, cu nu știu ce, a dat aprobare Dragnea și a monopolizat acolo și dacă te duci, te amendează și te arde cum vrea ei, te pune ca să plătești cât vor ei. Nu mai există concurență. Da, vă spun, da. Într-altă parte, nu știu ce a mai făcut ăla, alta, nu știu ce a... Vedeți? De ce vorbim noi? Când este o corupție dintre asta, credeți cu oamenii aceia? Mă duceam să-mi văd nepoțica și când am văzut atunci când ăștia în stradă, fac așa o paranteză. Avem două minute. Și zic, nevați, mai să ieșim și noi. De ce mă să mai ieși? N-ai ieșit. N-ai ieșit la Revoluție, ai fost împușcat de două ori. Sunt împușcat la Revoluție, sunt pensionat medical. N-ai ieșit în stradă. Ai ieșit când ai dat afară pe Halaicu, când a ieșit Demitrea președintele demisia guvernului în 93. În 2003, când a făcut greva foamei cu răniță din Revoluție, când a blocat până în stație cu butoaie pe Kisev. Lasă-mă să mai ies așa. Păi nu pot, pentru că ăsta îmi este sângele. Și am ieșit eu în stradă. El a ieșit la Piața Victoria, am ieșit la universitate. Mai avem două minute și vreau să vă întreb, domnule Cioroianu, acel consorțiu de care s-a vorbit. Este posibil ca în următoarea perioadă și sub un lider, unii l-au propus și chiar unele voci îl propun chiar pe Daniel Constantin, dacă va renunța cumva la politică și va ieși din acest domeniu, să schimbe baricadele, îl propuneau chiar cei din industria alimentară. Vedeți acel consorțiu funcțional? Nu. De ce? S-a încercat. Înțelegeți? Dar acolo a fost o diferență între ProAgro și la PAR, de-aia vă și întreb, acolo a fost diferența. Nu a fost diferența între ProAgro și la PAR, a fost între procesatori, cum a spus domnul Chinu mai devreme, că s-au cocoțat atunci în frunce procesatori. La noi decât numele îi zice agricultură, dar să știți, uitați-vă, fost un ministru... Singurul care n-a vrut să intre a fost la PAR, ProAgro era din câte știu, de asta v-am spus. Eram datorită, că știți pe cine aveam pe Jurcone atunci, da. Și care venea era din partea Cărnii. Din partea Cărnii, dar încă o dată, nu-l văd funcțional. Înțelegeți? Nici sub un lider, să zicem, imparțial, cum ar fi în cazul acesta fostul ministru? Nu știu. Eu doresc la noul ministru să consulte organizația profesională, nu numai să bifeze, pentru că noi de câte ori am fost invitați acolo, de obicei să bifa, veneau cu drafturi de proiecte de lege, veneau cu drafturi veneau acolo, îi invitau pe non-nemul, tot fel de asociații exact, care veneau acolo și zicea gata, am se ducea acasă când se întocea de la trebuie biserică, să invite pe cei reprezentativi. M-a invitat domnul ministru acolo, mai mă spăl pe mână o săptămână de zile, sau o lună de zile. Ce reprezentativ trebuie să acolo și dăm mâna cu domnul ministru, îi spune domnul ministru, să nu te speli pe mai mult de 10 organizații nu sunt reprezentative în țară, dacă asta luăm așa pe produs. Nu sunt. Păi și aici ar trebui să fie acea unitate de care vorbeam, bănuiesc, la nivelul fermierilor. Dar vedeți să fie agricultor în frunte, nu să fie am zis și lui Jurconi, i-am zis și lui, băi, și lui Baciu, băi, hai să ne strângem dracului cu toții să vedem. Băi, vrei tu, Jurconi, să fii președinte? Da. Băi, vrei tu, Baciu, să fii președinte? Ia haideți, mă, încoace, intrăm într-o cameră. Ia o bâtă și îți dau și ții în cap și să vă scot șefia asta. Hai să facem ceva pentru fermier. Nu trebuie să fii tu, să fii. Noi acum de asta suferim. Fiecare de șefie. Nu vreau să mă duc cu Cioroianu, nu vreau nici cu Baciu, nu vreau cu nu știu care, să fim fiecare șef. Și prin chestia asta de șefie pe care suferim toți așa, noi suntem... Da, înțelegeți? Bun. Suferim și suferă agricultura românească. Asta este, cred că ar fi principala concluzie a acestei seri. Consorțiu, v-am zis, să fie conduși de agricultori, pentru nu de industria alimentară. Are o foarte mult. Este un consorțiu care și interesează să vină Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare. Nu în România. Nu facem de frică. Sau cu sula, cum a zis Ilescu. Bă, ce vreți să-mi bași sula în coaste? Știți acolo la Constanța când a venit cu ziua asta. Noi trebuie să facem chestia. Și fondul mutual să fie un IFN-ul. Cât vrei? Și azi, domnule, dacă ar ce alege la fondul mutual. Da, auziți? Care e în Parlament. Să facă chestia asta, băi, cât avem? 200 de euro pe hectare, da? Și să fie obligatoriu. 30 de euro, obligatoriu, să oprește 30 de euro da. La fiecare hectare, să pune aici în fondul mutual. Exact. Până nu face chestiunea aceasta, nu o să avem fond mutual. Obligatoriu. Până când nu se zică, băi, nu e subvenția de la mine în sat și în satul alăturat, eu aveam un utilaj bun de vreo câteva sute de mii de euro, un crone dintre ăsta, un de combină de făcut furaje. Și eram de ăștia cu vacile. Și eu am pony de mic. Cum ar veni, ca ei. Și am zis, băi, fraților, nu vă iau nimic, mă.
puneți motorină, strângeți-vă mă cu toții undeva și puneți aici 30 de hectare de porumb, dincolo 15, dincolo 50, dincolo 100. Vin eu și gratis, nu băgați decât motorină atât. Bun. Trebuie să vă opresc că s-a încheiat emisiunea și mai avem o emisiune de la Cluj și vă mulțumesc pentru discuția din această seară spumoasă și foarte, foarte animată. Doamnelor, domnilor, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Agrometeo, Dinu Criste cu proiectul Țara de la Cluj. Eu îi mulțumesc pentru ținută Adine Buzatu, Trenț Banea Buzatu asigură ținuta Jurnalului de Agricultură. Toate cele bune, la revedere!